Două controle tematice și o mulțime de nereguli depistate într-un timp destul de scurt. Acesta este rezultatul verificărilor efectuate de inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Giurgiu. În cadrul celor 23 de controle realizate la unitățile farmaceutice, comisarii au avut parte de adevărate surprize. La mai mult de jumătate dintre aceștia au fost depistate nereguli în ceea ce privește data durabilității depășite, precum și neafișarea prețurilor sau a informațiilor de identificare și caracterizarea produsului în limba română. Nici operatorii economici ce comercializează produse specifice sărbătorilor de Paște nu s-au lăsat mai prejos. Aici comisarii au găsit aproape 60 de kilograme de carne alterată și expirată de mai bine de 30 de zile. Urmare acțiunilor de control desfășurate, am constatat comercializarea unor produse farmaceutice, respectiv medicamente, cu datele durabilităților minimale depășite de aproximativ un an sau 3 luni de zile, cât și produse alimentare care nu prezentau caracteristici calitative organoleptice conforme, respectiv carne de porc cu ligă, miros de alterat, culoare modificată, dulciuri care erau expirate din anul trecut, din luna decembrie sau de 30 de zile. Având în vedere neregulile depistate, inspectorii OPC au aplicat peste 20 de amenzi și 11 avertizmente. În ambele controale tematice, valoarea amenzilor aplicate depășește 700 de milioane de lei vechi.